Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vreau să vă fac astăzi o etalare interactivă. Mai bine zis, voi ghici în aceste cărți Grand Lenormand, da? Știți că este Petit Lenormand și este și Grand Lenormand. Voi face o etalare interactivă. Vedeți că am aici 5 pietre, da? 1, 2, 3, 4, 5. Un cuarț roz, aceasta micuță, aceasta se numește dumor turit, da? Un jad, un ametist și un cuarț portocaliu, galben. Haideți să vedem. Dumneavoastră trebuie să alegeți o piatră. Și eu voi face 5 etalări pentru 5 situații, în funcție de piatra pe care o alegeți dumneavoastră. Deci, dacă alegeți prima piatră, fac etalare pentru prima piatră, da? Și așa mai departe. Deci, să vă alegeți una dintre pietre. Eu le arăt una, doi, jad, mozambic este acesta din Mozambic și cuarț roz. Dacă se vede, dacă este roz, este un cuarț roz. Bun, haideți să vedem. Să pun acestea deoparte și să punem prima. Da? Dacă ați ales prima roză. Această etalare o fac dacă se va întoarce ex sau exă la mine, ce simte pentru mine, cum a fost relația, dacă se gândește la mine, de ce ne-am despărțit, ne vom împăca, se va întoarce, nu se va întoarce, da? Dumneavoastră trebuie să vă gândiți, da? La relația dumneavoastră, să vă gândiți foarte mult timp cât amestec eu cărțile. Ca să vedem să iasă exact după gândul dumneavoastră a celor care ați ales piatra roză. Cred că va fi un video lung. O să încerc să fiu pe scurt, dar acest Grand Lenormand are multe figuri. Eu l-am primit cadou acest Lenormand și toate înseamnă câte ceva, da? Haideți să vedem. Pentru cei care ați ales cuarțul roz, da? Așa. Haideți să vedem cum a fost relația dumneavoastră și cum va fi relația. Dacă vă împăcați cu acea persoană, dacă nu vă împăcați cu acea persoană. Dacă vă vor place aceste etalări, voi mai face și dacă aveți ceva farmece făcute și dacă vă merg afacerile, să-mi scrieți în comentarii ce vreți să știți și voi face așa etalări de genul. Așa. Deci, cei care ați ales prima, ce văd eu aici în cărți? Văd o situație între dumneavoastră și partener sau parteneră în care v-ați luptat foarte mult unul cu altul, în care a fost o situație cu foarte mult conflict, foarte mult conflict, în care dumneavoastră încercați ca el să fie pe drumul cel bun, el vroia tot înspre rău să meargă, acest bărbat. Se vede că este o iubire între dumneavoastră și această persoană. Iubirea există între dumneavoastră și acest om sau între dumneavoastră și această femeie. Apoi, văd că el are ceva probleme sau a avut ceva probleme, îi văd lacrimi, da?
Dumneavoastră, la fel, ați avut un obstacol de trecut. Parcă, dacă sunteți despărțiți, deci eu de aici pornesc că sunteți despărțiți de acea persoană și mă întreb dacă se întoarce, da? Sau ce simte pentru tine încă. Această bărbat parcă este cu o femeie care este o femeie foarte bună, este o femeie virtuoasă, da? A ales să fie cu acea femeie. Dumneavoastră, parcă sunteți fericită la ora actuală, dar văd că el este o persoană poate mai egoistă, se gândește doar la el, dar să știți că are reputația acest bărbat, parcă. Nu este foarte fericit în relația care o are cu acea femeie cu care a plecat. Trece prin multe încercări și relația dumneavoastră cu acea persoană, acel bărbat, trece prin multe încercări relația. Apoi văd că în familia dumneavoastră poate cineva vă spune, lasă acea persoană, nu te mai gândi la ea, refă-ți viața, da? Repară greșelile sau tu ai vrea să repare acea relație, să fii din nou împreună cu acel om și ți se pare greu să faci așa ceva, îl regreți, îl dorești înapoi pe acest bărbat. Dacă veți mai fi împreună, văd că da. Se întoarce acest ex, da? Ultima carte care iasă deasupra dumneavoastră este o carte a puterii. Arată totuși că arată iubire ca și prima carte între dumneavoastră și acest partener sau parteneră, da? Și această femeie vă iubește, este fericită să vă aibă. Dar dacă ea v-a părăsit, arată că dumneavoastră deja aveți pe altcineva, da? Și poate nici nu mai doriți înapoi în viața dumneavoastră. Dar dacă sunteți femeie, doriți acest bărbat și veți conversa, veți vorbi, veți lua legătura din nou. Parcă el este un bărbat din rac, din zodia rac. Sau are caracteristicile zodiei rac, da? Așa. Bun. Iarăși mai pot să spun că unul dintre parteneri era foarte dominant. Poate dumneavoastră erați foarte dominantă cu acest partener, nu îi lăsați libertate, nu putea face ce vroia sau el dorea să fie foarte liber, să nu asculte, da? Oricum, cu persoana cu care este el acum, văd că nu va rămâne cu acea persoană, își va da seama că a luat ceva decizii greșite, da? Și va fi un final al acelei relații. Un final al relației dintre el și acea persoană. Și el se va întoarce la dumneavoastră. Dacă sunteți căsătoriți împreună cu cineva, arată că sunteți dominantă și faceți alegeri greșite. Da? Și arată finalul unei relații. Dar dacă vă întrebați dacă vine el înapoi, eu cred că da. Pentru că el se gândește că era fericit cu dumneavoastră, se simte singur. Da? Eu zic că este iubire între dumneavoastră și acest partener și veți fi din nou cu această persoană. Da? Haideți să vedem următoarea. Deci, dacă ați ales pietricica albastră, să-i spunem, are un nume foarte complicat, îi spune Dumorturit. Nu știu ce înseamnă, este oricum din Mozambic, cum am zis. Haideți să vedem dacă ați ales piatra albastră, ce îmi iasă între dumneavoastră și acel partener. Dacă se întoarce un ex, ce simte pentru dumneavoastră,
un ex sau o exă, ce relație este între dumneavoastră și acea persoană. Puteți să alegeți și două, cred că, două. Eu zic că una să alegeți ca să fiți o situație. Haideți să vedem, să nu se repete cărțile. Nu. Așa. Văd aici o situație de conflict, de divorț, poate. De, poate vă gândiți să divorțați de această persoană. Sau vă gândiți să divorțați pentru o a treia persoană. Da? Deci eu văd aici o situație, o despărțire, da, pe care ați avut-o. Văd o despărțire, văd neîncredere, da, văd singurătate, văd că trece peste niște rele această persoană dumneavoastră, parcă de care v-ați despărțit, da. Văd că sunteți în probleme cu un avocat, văd, da. Văd că trebuie să faceți, să fiți atentă, pentru că sunt niște secrete pe care el le ascunde, da? Și parcă dumneavoastră le descoperiți aceste secrete. Văd că treceți printr-o perioadă grea, printre niște rele, peste niște rele, da? Trebuie să fiți precauți, pentru că, precaute femeile, pentru că văd la femei că un bărbat parcă vă... vă promite multe și nu se ține de cuvânt, deci numai promisiuni în van, da? Iar acest bărbat parcă dorește altă femeie și parcă acea femeie îl dorește și ea pe el, da? Dacă sunteți despărțiți, acest bărbat are pe altcineva și arată că a avut mai multe relații. Și parcă dumneavoastră veți fi protejat în acest proces, în acest divorț, pentru că este un proces care poate fi de familie, da? Pentru copil sau pentru... Oricum trebuie să faceți o alegere, văd că veți avea bucurie într-un final, victorie, doamnele, da? La bărbat văd că va fi cu altă femeie, cu o femeie bună, care va fi o companie bună pentru el, dar parcă această femeie trăiește în plăceri, da? Această femeie trăiește în plăceri. Dumneavoastră, ca femeie care ați ales această piatră albastră, parcă primiți o moștenire, suferiți foarte mult, iarăși, cum să spun, veți avea ceva greutăți, dar cu succes, da, până la urmă. Trebuie să fiți lucidă, da, durează foarte mult până vă atingeți scopul pentru femei, da, care așteptați înapoi acest bărbat. Totul vă va fi cu succes și fericire până la urmă. Dacă se întoarce sigur înapoi, nu cred, pentru că îl văd cu altcineva și pe dumneavoastră parcă vă văd că doriți chiar separare de acest om definitivă. Dar dacă vreți neapărat să fiți împreună cu fostul, cred că puteți fi. Puteți fi împreună. Pentru că veți avea succes, dar trebuie să perseverați, da? Oricum, acest bărbat are mai multe doamne, da? Și dumneavoastră știți, da? Dumneavoastră știți despre relațiile acestei persoane. Iar văd un proces, o condamnare, da?
dar parcă este un proces de divorț. Proces de divorț care dumneavoastră nu vreți să se întâmple, acest proces de divorț, și poate cereți ajutorul cuiva și treceți de aceste rele. Aveți, el are niște idei, niște idei fixe care nu îl lasă și dumneavoastră parcă vă deranjează această problemă. Sau poate însemna că sunteți în relație cu o persoană căsătorită care are o soție, da? Care are o soție și vă promite că se desparte de soție ca să fie cu dumneavoastră. Deci dacă este așa, să știți că trebuie să fiți precaută, pentru că face promisiuni pe care nu le va împlini. El, acest om, vrea să fie și cu dumneavoastră și cu această femeie. Da? Arată un bărbat care este căsătorit și pe care dumneavoastră îl doriți. Da? Care are triumf în familie, are bine, are viață frumoasă cu familia, dar dumneavoastră vă promite un divorț acest bărbat. Are de gând să divorțeze de ea, dar până la urmă nu cred că divorțează. Oricum, dumneavoastră veți avea succes cu el, dar nu așa repede, da? Nu divorțează așa repede. Haideți să vedem. Dacă ați ales acest jad, da, verde, haideți să amestecăm. Pentru a treia, da? Gândiți-vă la ce situație doriți să știți. Să vedem ce mi-iasă. Dacă o să mi se întrerupă video, o să fac două, da? Prima parte și a doua parte. Dar sper să nu se întrerupă, pentru că nu știu cât spațiu am pe cameră. Haideți să vedem. Deci pentru cei care ați ales verde. În această etalare cu 5 cărți se citesc doar figurile de dedesubt și prima figură de sus. Poate aveți acest frumos Lenormand grande, marele Lenormand. Așa, cei care ați ales verdele îmi arată o persoană falsă. Deci, un bărbat fals îmi arată. Înșelător. Care este o persoană care vă dezamăgește. Arată dezamăgire. A fost dezamăgită de acest om. Este o persoană cu mult resentiment, care face multe greșeli. Arată că are o situație materială foarte bună acest bărbat. Și care trăiește cu femei, trăiește pentru plăceri. Deci acest om. Da? Dacă sunteți pentru, deci femeie cu femeie sau bărbat cu bărbat, am uitat să vă spun, dumneavoastră știți cel care este masculinul, mai mult mascul în pereche, da? Deci acesta este bărbatul. Acest bărbat are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor. Fericirea lui este de scurtă durată, parcă este o persoană iarăși din rac, îmi arată din rac, da? Haideți să vedem.
și sau o persoană din Berbec. Sau poate fi, să fiți dumneavoastră din Berbec și el din Rac, sau invers. Sau o zodie de foc și el o zodie de apă, da? Apoi văd că este un bărbat cu situație bună, am zis. Dacă se întoarce înapoi la dumneavoastră, mai bine să nu se întoarcă, pentru că nu este o persoană bună pentru dumneavoastră. Dacă v-ați despărțit de el, lăsați-l acolo unde e. Da? Pentru că vă face să suferiți foarte mult. Este o persoană dezordonată. Dumneavoastră veți avea dorințe împlinite, satisfacție. Aveți o familie bună. El parcă are și familia unde multe greșeli în familia lui. Deci are o relație de familie nu foarte bună, dar are o situație materială bună. Dumneavoastră parcă veți întâlni un bărbat mai în vârstă sau un bărbat tot bogat care vă va dori, da? Va dori o căsătorie, o relație serioasă cu dumneavoastră. Și vă va face o declarație de dragoste. Veți fi într-o companie bună, veți avea o căsătorie fericită. Dacă doriți căsătorie cu acest bărbat cu care ați fost, sau chiar dacă el așa cum vi l-am descris, mi-arată o căsătorie, un angajament fericit. Da? Parcă acest bărbat este văduv sau divorțat, dar este o persoană, nu este o persoană bună, este o persoană falsă. Poate v-a amenințat, mi-arată, greșește foarte mult față de dumneavoastră, trăiește cu femei în plăcere, da? Dumneavoastră văd că sunteți o femeie serioasă, da? Care dorește căsătorie, deci veți face căsătorie cu un bărbat bogat, eu așa văd, cu un bărbat mai în vârstă, poate nu cu acest bărbat la care vă gândiți, da? Arată un eveniment fericit între dumneavoastră și acest bărbat, dar și o amenințare, un necaz, da? Un necaz cu acest bărbat din cauza unei răzbunări, poate să însemne iarăși. Cineva din familia lui se răzbună pe dumneavoastră și pe el, dar vrea să vă despartă, nu vrea să fiți împreună. Familia lui sau dumneavoastră? Este cineva, familia, eu cred că din partea lui, familia dumneavoastră vă bună, femeii. Da? Poate fi și invers, deci nu, că e general, da? Cine pot să știu. Dar văd că sunteți o femeie foarte frumoasă de aici, care ați ales. Și aveți mulți pretendenți, da? Și mai spune că poate dumneavoastră trebuie să fiți foarte atentă. Dacă sunteți foarte atentă cu partenerul pe care îl aveți, înseamnă că va dura căsnicia dumneavoastră și legătura dumneavoastră cu acest bărbat foarte mult. Dar trebuie să fiți foarte atentă cu el. Da? Haideți să vedem dacă ați ales acest ametist mov. Ametistul este o piatră foarte bună, foarte importantă. Este bună pentru dureri de cap. Deci dacă te doare capul, dai cu ametistul așa, îți faci frecții la cap, da? Și îți trece durerea. Da? Dacă îl ții într-un pormoneu, îți aduce bani. Dacă îl ții într-o afacere, îți aduce îmbunătățire în afacere, da? Îți aduce prosperitate, da? Sănătate. Piatra ametist este foarte bună, să știți. Să o țineți în casă sau unde aveți dumneavoastră afacere sau la copii, la fel, la examene, să luați o piatra ametist când mergeți la un interviu, da? Haideți să vedem care a ales ametistul.
Bun. Hai să vedem ce situație văd eu aici. Aici văd o situație foarte frumoasă, foarte bună. Văd un bărbat fidel. Da? Văd că veți ști să vă îndepărtați de oamenii care vă vrea răul, care vă vor să vă despărțiți de persoana iubită. Și văd că treceți cu bine. Eu cred că sunteți despărțiți momentan și treceți de aceste rele pe care le aveți, pentru că văd că aveți oameni foarte răi în jur. Îmi iasă aici un talisman. Arată un dușman foarte rău, periculos, dar pentru cariera lui, pentru cariera bărbatului, da? Între dumneavoastră și acest om văd că văd egoism, văd caractere diferite, deci caractere puternice. Nu, dacă nu vă înțelege și dacă este un ex, să știți că v-ați despărțit din cauza caracterului. Nu vă înțelegeți. Oricum, dumneavoastră, femeie, aveți o speranță în dragoste cu acest bărbat. Aveți un proiect, cum să-l recuceriți, cum să-l reluați legătura cu el. Văd că există sentimente. Dumneavoastră îl iubiți foarte mult pe acest om. Vă gândiți foarte mult la el. Da? Și văd că aveți un proiect în minte care va avea succes, da? Parcă într-o călătorie mergeți cu acest bărbat sau undeva la un drum și veți vorbi cu el. Veți relua acea relație cu acest bărbat. El parcă are o dramă în viața lui, are un obstacol, are poate dușmani mulți, poate câștigă acum și pierde, da? Oricum, este o persoană care ia greu o decizie, el. Are reputație acest om, are triumf, este un om perseverent. Oricum, se gândește la dumneavoastră, văd că acest om vrea să fie cu dumneavoastră înapoi, da? Deci eu zic că trebuie să aveți grijă cine vă laudă. Văd că aveți șansă, trebuie să aveți doar grijă, pentru că durează, va mai dura un timp până veți avea satisfacție. Nu va fi așa de repede, da? Hai să vedem cât timp. 16, da? Deci durează mult. Apoi, cereți sfatul cuiva. Văd că este o persoană exterioară care vă poate ajuta să vă împăcați cu acest om. Dacă sunteți căsătorită cu acest bărbat, stați împreună, văd o relație foarte bună, văd sinceritate, înseamnă încredere, este o persoană fidelă și el și dumneavoastră. Nu văd să umble cu altcineva. Da? Dar văd unul dintre dumneavoastră că sunteți egoiști. Da? Trebuie să faceți o alegere mai bună. Faceți o alegere greșită împreună și vă va duce la despărțire dacă faceți acea alegere. Poate să plece el undeva, poate să plecați dumneavoastră, da? Și atunci se va destrăma această relație. Dacă vorbiți de un ex, dacă se întoarce, zic că da. Pentru că el vă este încă fidel, acest bărbat. Încă se gândește. Poate ați avut răzbunare, poate el s-a răzbunat pe dumneavoastră pentru că ați făcut ceva greșit, da? Dar el vrea, vă vrea înapoi și dumneavoastră pe el. Dar trebuie să aveți grijă că să fiți cu precauție, da? Să vă protejați, pentru că aveți mulți prieteni care spun în față, da, te ajut, dar te trădează, da? Bun. Haideți să vedem ultima. Deci dacă ați ales această pietricică, piatră, haideți să vedem.
așa, să nu mai pice împreună aceste cărți. Ultima, da? Dacă ați ales ultima carte. Haideți să vedem. Ultima piatră, pardon. Haideți să vedem dacă ați ales ultima piatră. Aici văd pe cineva din zodia Fecioarei. Și pe cineva din zodia Berbec. Sau cu aceste caracteristici, balanță, poate fi Fecioară, balanță, Berbec, da? Bun. Văd că aici este o vorba despre curaj. Poate sunteți despărțiți și niciunul dintre dumneavoastră n-are curaj să meargă la celălalt să-i spună eu încă te iubesc, vreau încă o relație cu tine, da? Mai poate însemna și că el este un bărbat, cum să spun eu, care nu este un bărbat serios. Este un bărbat, cum să spun eu, care doar se joacă, da? Este o persoană divorțată, parcă, sau separată. Și relația dintre el și dumneavoastră nu este o relație bună. Nu a fost o relație bună. Este un om periculos. Da? Este o persoană periculoasă, o relație periculoasă cu acest bărbat. Poate fi și invers, cu o femeie, da? Dacă te uiți și începi de sur. Și femeia poate fi periculoasă, poate fi, dar eu văd mai mult bărbatul. Mai mult bărbatul. Da? Are o perioadă de încercare, da? Așa. Am spus că are o perioadă de încercare, trece printr-un moment foarte dificil, dificil, da? Poate să aibă o moarte, lacrimi, durere, da, acest om. Și mai extrag două cărți pentru... Dumneavoastră vă gândiți foarte mult la acest om, vă gândiți foarte mult la împăcare cu acest bărbat dacă sunteți despărțiți și îl doriți foarte mult și văd că este... El nu cred că va mai fi cu dumneavoastră. Vă văd tot în ceartă, tot cunecaz cu acest om. Vă văd că el este un bărbat arogant, un bărbat care nu mai îi place să dea ordine, care, cum să zic, la început parcă a fost totul frumos, dar parcă dacă tu nu faci ce vrea el și dacă nu ești exact cum spune el, nu este bine și atunci... totul se prăbușește, deci totul s-a prăbușit între dumneavoastră și această persoană și văd că dacă se întoarce, sentimente nu cred că are față de dumneavoastră, dumneavoastră față de el, da. Femeia față de el, da. Parcă veți lăsa acest bărbat în urmă, da. Și veți plănui și veți avea pe altcineva mai bun decât el, da? Și el va avea pe altcineva. Deci aici spun că nu veți fi înapoi cu acea persoană. Nu văd o relație de împăcare și nu văd o relație bună care să zic că vă va aduce fericire.
Cam atât, să-mi lăsați, vă rog, comentarii dacă v-au plăcut, dacă doriți și altele la fel, această etalare interactivă. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.